Anul Tech 2024 a început în forță cu cel mai mare târg de tehnologie din lume, de la Las Vegas. Este vorba despre CES, care are loc în mod tradițional la început de an. Printre multele inovații, am putut arunca o privire spre viitorul telefoanelor cu ecran pliabil. Un telefon flexin outflip este telefon concept de la Samsung, care are o balama cu rotire la 360 de grade. Practic, se pliază și pe față și pe spate. Și dacă ne-am obișnuit deja cu telefoanele cu ecrane pliabile, cum ar fi ca în sufragerie să se plieze și să se desfacă televizorul după preferințele utilizatorului? Este format din 5 panouri microLED, panourile se pliază una peste cealaltă și pot avea și afișaj individual. Și mai adăugăm și televizorul invizibil. Discutăm despre toate acestea. Alături de mine este, ca de obicei, colegul meu, Laurențiu Matache. Bună dimineața! Laurențiu, bun găsit! Și eu am fost puțin uimit de lansările de la CES de anul acesta și nu mă așteptam la televizorul transparent. Că hai să spunem ce înseamnă televizorul acela transparent, de fapt. Este un ecran transparent pe care sunt proiectate imagini. El a devenit și de serie, este primul televizor de serie. Am văzut un astfel de televizor transparent acum vreo 6-7 ani la IFA, un concept lansat de cei de la Panasonic. Ei bine, cei de la LG sunt primii care lansează seria comercială, un televizor care costă undeva la 200.000 de dolari, euro. Oricum, acolo sume foarte, foarte mari, da? Și cei de la Samsung au arătat nu de mult tot la fel un concept de televizor transparent. Au venit acum cu aceste televizoare pliabile. Foarte interesant. Am văzut televizoare modulare tot de la Samsung, dacă nu mă înșel, a fost un concept legat de televizor modular pe care puteți să-l faci de 40, de 50, de 60 de inci. Acum au fost și alți producători, nu doar gigantul Tech. Veți vedea în imagini cum practic se pliază, se desfac ecranele acestui televizor. M-aș întoarce însă la televizorul invizibil. Atunci când este închis, este ca și când se vede peretele, da? Deci se recrează imaginea din mediul în care se află. Dar ce ne interesează, Laurențiu, este apropo de ce se întâmplă și pe piața telefoanelor. Da? Deci am văzut televizorul care se inspiră practic din tehnologia telefoanelor cu ecran pliabil și de data aceasta asta este un clasic. S-ar putea să vedem telefoane care se vor inspira din televizoarele transparente, pentru că nu de mult am văzut, să spunem, un semi-concept de un telefon transparent. Nu am văzut până acum niciun televizor telefon transparent în zona comercială pe piață. Da, telefoanele pliabile sunt foarte căutate și au devenit din ce în ce mai... Și au surprins chiar și pe producătorii aceste telefoane pliabile cât de bine au fost primite către public. Ei bine, această pliere pe spate... Nu știu, cred că este puțin, hai să arătăm că putem face acest lucru, dar nu era foarte greu, având în vedere că acel ecran pliabil sunt practic două ecrane legate de o folie care le face să fie unite. Deci nu există un ecran de la A la Z pliabil. Pe telefoanele foldabile, de exemplu pe telefonul tău, când este în modul nepliat, da? Acolo sunt două ecrane legate de o folie. Așa este. Cam asta se întâmplă și la acel televizor pliabil. Este o tehnologie foarte interesantă. Nu mai este atât de casabilă cum era în trecut. Acum te poți duce dacă s-a dezlipit folia pe mijloc, pentru că asta era cea mai mare temere. Dai 100 de lei și este înlocuită. Am văzut acum câțiva ani, la nivel de concept, televizorul care se rulează, da? Am văzut această tehnologie și la telefoane care se măresc, practic, ecranul se derulează în fața ochilor noștri. Am văzut Lenovo, care a scos conceptul, bine, Motorola era telefonul cu ecran rulabil, să nu uităm și de Oppo, pentru că și Oppo a venit cu acel telefon cu ecran rulabil. Să nu uităm televizorul de la LG care se curba, de fapt era monitorul televizor, l-am avut și noi în platou și puteai să-l curbezi fix cum îți doreai tu să ai imaginea. Mi-aduc aminte de televizorul flexibil care a fost tot de la LG și nu au intrat foarte mult pe piață acele televizoare, dar poate acest transparent și
pliabil, s-ar putea să aibă mai mult succes. Exact asta vreau să te întreb ca o concluzie pe această parte. Ați văzut, la aceste târguri de tehnologie, de multe ori, practic, sunt lansate sau sunt prezentate proiecte concept, da, idei. Ce putem să facem? Aceasta e tehnologie, ce am putea să facem? Am putea să facem un telefon care se pliază în foarte multe feluri. Cam în cât timp un concept ajunge pe piață? Păi, în primul rând, conceptul trebuie să treacă testul publicului. Dacă a trecut testul publicului, probabil în 2, maxim 3 ani vom vedea acel concept pe piață. Să nu să ne gândim că, în general, producătorii fac telefoanele pe care noi le vedem la începutul anului cu foarte mult timp în urmă, adică 6-8 luni, ca și tehnologie. De exemplu, în China fusesem doar ce vorbeam noi de 5G și acolo deja se crea 6G-ul. Deci, aceste concepte durează cam 2-3 ani până să ajungă pe... Hai să ajungem în buzunarele noastre.